Temperaturile scăzute sunt o adevărată provocare pentru oamenii care lucrează în frig. Angajații care muncesc în aer liber sunt nevoiți să îmbrace mai multe cojoace, iar șefii sunt obligați să le acorde ceai cald și pauze ca să nu înghețe. Conducerea edilitară a luat deja această măsură pentru proprii angajați. Alexandru Zaharia, directorul societății, spune că drumarii aflați la dezăpezire vor primi în continuare ceai cald, dar și pauze din oră în oră pentru a se încălzi. Le-am oferit de-alaltă ieri și pe schimbul de noapte și pe schimbul de zi. Le oferim cam de două ori ceai, o dată dimineața pentru schimbul de noapte la ora 6 și o dată în jurul prânzului ceai și am vorbit cu șefii de activități pauze mai dese dacă temperaturile sunt scăzute și posibilitatea de a se încălzi. Cei care lucrează prin parcuri, prin centru au sediile lor, cei care lucrează prin oraș au posibilitatea, fie dacă nu avem un sediu de-al nostru în zonă, prin spațiile comerciale, pe unde pot. Aceeași măsură a luat-o și conducerea Complexului Energetic Oltenia. Șefii complexului monitorizează în permanență desfășurarea activității în cariere în această perioadă. Au fost și controle atât la unitățile miniere, cât și la electrocentralele aferente CE Oltenia. Aceste controle au vizat în special modul de acordare a ceaiului cald, dar și dotarea cu echipament individual de protecție corespunzător perioadei de iarnă.